Logistică și transportul CAS32. Eurocuburile sunt cea mai simplă și mai profitabilă modalitate de a adapta infrastructura la tranziție la CAS32 fără costuri suplimentare. Pentru operațiunile de descărcare și încărcare este suficient un singur încărcător, deși prezența unei pompe va simplifica și grăbi munca. Din punctul de vedere al fermierului, se manipulează cu ele practic similar ca și lucrul cu sacii mari Big Bag, ceea ce simplifică pentru angajați procesul de adaptare la operarea cu noul produs. Multe gospodării își achiziționează propriile eurocuburi, care sunt folosite atât pentru transportul, cât și pentru depozitarea CAS32. Acest lucru permite nu numai reducerea costului containerelor staționare, ci și adaugă flexibilitate atunci când alegeți un loc pentru depozitarea pe termen lung. De exemplu, eurocuburile pot fi plasate în interiorul unui depozit izolat termic, evitându-se astfel riscul de cristalizare a îngrășămintelor. Acesta este cel mai popular mod de a lucra cu CAS32 printre gospodăriile mici sau cei care încearcă să înceapă să lucreze cu îngrășăminte lichide pentru prima dată. Cu toate acestea, cu cât gospodăria este mai mare, cu atât devine mai profitabilă instalarea propriilor rezervoare și trecerea la logistică folosind autocisterne și containere mari de plastic. În timp ce eurocuburile sunt cea mai ușoară și mai ieftină modalitate de a transporta CAS32, utilizarea autocisternelor este cea mai eficientă. Dezvăluie pe deplin toate avantajele logistice ale îngrășămintelor lichide. Echipamentele moderne permit distribuitorilor să livreze îngrășăminte lichide de 3 ori mai rapid decât îngrășămintele solide, ceea ce poate fi extrem de important în perioadele de cerere mare. Iar acceptarea și descărcarea a 20 de tone de îngrășăminte lichide în gospodăriile agricole durează de la 30 de minute până la o oră, în funcție de motopompă. În gospodăriile agricole dotate din punct de vedere tehnic, trecerea la îngrășăminte lichide permite automatizarea procesului, astfel încât va fi suficient să fie antrenate doar 2 persoane, un șofer care aduce CAS și un operator de echipament pentru aplicarea îngrășămintelor lichide. În Moldova, adesea autocisternele sunt folosite în calitate de containere mobile. Distribuitorii CAS32, precum și companiile de transport, oferă un serviciu. Mașina staționează toată ziua în apropierea locului unde se aplică îngrășăminte lichide, iar echipamentul este alimentat direct din rezervor chiar în câmp. O opțiune intermediară între eurocuburi și autocisterne sunt containerele din plastic cu un volum de la 3 până la 6.000 de litri, care sunt instalate pe o remorcă sau o platformă de camion. Sunt folosite în gospodăriile care sunt situate în apropierea centrelor mari de distribuție sau au organizat depozitarea la bazele proprii și le folosesc pentru a transporta CAS32 pe câmp. O atenție deosebită trebuie acordată calității fixării și echilibrului remorcii, deoarece CAS32 este mai greu decât apa. Pe tronsoane denivelate de drum între câmpuri, containerele pot să cadă pe o parte și chiar să răstoarne mașina. Atunci când se dezvoltă o schemă de logistică internă CAS32 în gospodărie, la fermieri pot apărea adesea întrebări specifice despre ce poate și ce nu poate fi utilizat. Deoarece există atât de multe rezervoare și alte echipamente diferite, este necesar să ne amintim de materialele din care ele sunt fabricate. Este permisă utilizarea de oțel inoxidabil și emailat, aluminiu și plastic. Eurochem, expert în nutriția plantelor.